26 aprilie, este vineri, și fiindcă trebuia să fac filmarea joi, n-am avut timp, am hotărât să o facem astăzi, filmarea. Acum a început lucru, deja suntem foarte ocupați, dar totuși dacă m-am angajat în a vă arăta mai detaliu ce facem noi, uite, a venit momentul când noi punem caturile. Deci punem caturile la ăștia din stuf, la rame de 3 pătrini, am terminat cu ei, deci am pus caturile la cei care sunt mai urgent, la cei care nu pot să-i duc la pădure pe un singur corp. Deci noi punem caturile, să vă arăt puțin așa care este situația, de ce procedăm așa. Deci, ați văzut noi acolo sus am avut 10 stupe în care am iernat în catul de deasupra și mi-a plăcut. Cred eu că voi ierna la iarna care vine în caturile de sus. Acum, eu ce am făcut la aceștia? Am ridicat familie sus. Așa, haideți să arăt. Ia uitați, am ridicat familia sus, am pus o folie și i-am dat un spațiu. Deci albina s-a dus în jos, aici este destul albina jos. Eu nu i-am dat încă drumul destul ca să se păstreze cât mai cald. Cum izolez măcile, cum scot folia sigur de aici. I-am dat doar drumul pentru că stătea la hrănitor barba albina și nu e bine, îi trebuie spațiu. Acum, ce am mai făcut? La care am mai adăugat o ramă, dar care deja sunt plini și nu am unde să adaug ramă, noi mai pun folia și albina se duce singură jos fără nicio problemă. Așa. Deci asta fac. Încă ceva, haideți să desfac unul și vă explic. De ce îl mai pun sus? Una că e căldura, dar știm cu toții, ea are înclinație să stea sus. Deci chiar dacă să nu-i pun folia asta, căldura stă sus. Dacă îi pun catul jos, eu observam cât de puternic nu era familia. Când îi puneam catul de recoltă, imediat se oprea din ouat, se răcea. Toată căldura se ridica sus și puietul rămânea. Se folosește, se pune folia ca albina să ridice doar pe o parte. Mie nici așa nu-mi place, deoarece, iată, în primul rând pun hrănitorul. Ia uitați-l cum, hai să ridic una. Iată, ați pus albina aici, prima ramă, se vede? E deci plin, stupul e plin. Deci dacă și jos avem albina, așa, haideți că o să vă arăt la celălalt mai bine. Așa, care l-am arătat în filmare de data trecută. Uite asta, a fost în filmare data trecută, eu i-am mai deschis capa o dată azi. Așa, și la asta nu i-am mai pus folia, că nu aveam unde să-i mai dau grame și albina e din margine în margine, e plin. Dă-i puțin frumos. Hai că să arăt o ramă, două și cum stă și cu puietul. Nu am timp acum. Ia, ha, ne uităm. Deci puietul a ieșit, larve, se vede în cameră. Să-mi tăci pe ea. Așa, dă să mai arăt și o foiță. Asta îmi pare că a fost foiță, nu? Da, asta a fost foița. Uite ce ești cu foița. Uite ce matca aici. Matca. E matca de anul trecut. Așa. Hai să o arăt și pe margine. Și avem o margine. Iată-ți aici. Deci aici cândva a fost puiet. A rămas acel de trântori și în loc s-a pus miere. Aici n-avem semănat.
Ia să vedem și jos. La mine, ține și rama asta. Ia să vedem și jos ce. Eu mai scot două rame. Dau una așa aici, mai scot una. Ia uitați, băi, ce așa. Deci albina s-a dus în jos. Aici avem puieteșit, ouat, larve și a pus puțin polen. Acum, după ce s-a încălzit, aici e doar puie de margine. Margine se vede, da? Deci, vă dați seama, puietul, până să iasă puietul, ce o să fie. Ia uite ce avem aici. Toate ramele sunt așa, strângem rapid, pune pauză. Acum, asta e tot în filmare, care eu am menționat că în primăvară au fost 4 rame. Să vedem ce cu el. Ia o tăță. Cât de frumos. Să văd aici, o ridicăm o foiță. Acei de rame întregi nu sunt complectați toți și mai complectez, dar complectez cu rame. Deci uite, așa aici am pus o ramă data trecută. Aici câte zile în urmă avem când am pus-o noi? Vreau... Ia ține? Alaltă ieri am pus-o, da. Încă nu au ouat-o. Deci unul cu spațiu care l-am mai avut și am pus-o pe ce. Ia uitați-o ce e ce aici. Se vede albina cum stă până jos? Acum că mai bine dacă ridic. Ia uitați, cât de frumos, se vede puietul? Așa. Albina a plecat în jos. Stai, scot așa o ramă. Să văd, albina acum a plecat prin spațiu liber în jos. Ia uitați ce e acolo jos. Nu le mai las mult, le voi scoate folia. Și... Aștia care au luat a doilea cat, sigur o luat catul deasupra, o să mai ia și a doilea cat deasupra. Asta e sigur. Așa strângem și mergem sus. Și a început? Și vorbești. Asta e stupul care l-am mai arătat în filmare. Deci e o mască carnica de anul trecut. Ia uitați-o cum arată și eu. Puțin fum. Hai să ridicăm și aici o ramă cumva. Da, am nimerit foița. Ia să vedem ce avem aici. O încep să o căpăcească și pe asta. Asta e foița care e pusă la urmă. Ia uitați și cu asta. Vedeți ce aici? Așa. Așa, ce avem aici? Da, și este o foiță căpăcită deja. Practic, ramele... Poate două rame să nu aibă puiet. În rest, toate au puiet. Ia uitați ce aici. Albină pe ultima ramă plină. Și lucrurile... Au început spre bine, se dezvoltă bine. Salcâmul, o să vă arăt salcâmul cât e de dezvoltat la noi. Eu după pregătesc stupii pentru salcâmul de la deal, care cred că va înflori cam pe 15 mai. Așa, hai,
să vedem marjul. Avem albine marjul aici? Ce avem aici? Ia uite, ați văzut ce-a făcut și pe hrănitor deja. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că deja stupii noștri vor și al treilea cad, care sunt mai plini. Ia uitați ce puiet avem în margine. Ia uitați, puiet în margine, vedeți? Și jos deja s-a coborât și jos albina. Nu știu cum îi vom ține pe ăștia numai cu un cad să-i ducem la deal. Pentru că nu sunt rame întregi. Aici acum ar veni un cat, o familia cu rame întregi și jumătate. Aștept de 3 pătrim. Așa. Adică pe ăștia doi care se mai costă încă mari. Trebuie să punem și aici rame, sigur, încă două rame și îl completăm și pe ăsta, albină de margine. Margine aici e foiță, e plină și aici. Foița avem în mijloc, astea au luat 3 foiți. Deja eu voi interveni la ei și nu voi mai pune foiță, dar voi pune rame, pentru că îmi trebuie încă 2-3 rame de puiet pentru fiecare stop. Asta este scopul meu, să ating. Să aude cum rod polistirenii din părți. Așa, merge și la cei cu rame întregi. Uite, am pregătit ramele. Deci sunt rame întregi, rame bine păstrate, uscate. Deci am pregătit câteva și mergem pe stupi, mai punem undeva în medie, punem 2 rame pe fiecare stup. Este care o să ia 3 rame. Deja nu mai vorbim de cei care trebuie să le punem și lor caturile. Noi deja ne-am apucat de lucru și am zis, haideți să arătăm ce facem și la apicultorii care tot mă așteaptă să vadă cum dezvoltăm noi stupii. Uite, să arăt și un stup doi cum se prezintă. Pot să-l las și desfăcut. L-am desfăcut, mergem de aici. Așa, ia uitați cum arată. Stupii sunt plini, sunt plini. Au început să crească fagot, polistirenul ros ne-a năvălit. Asta sigur ia 3 rame, asta sigur. Poți să dai cât mai de aproape să se audă cum rod polistirenul. Asta e prea îndesat și nu-i bine așa. Noi n-am avut când. Ia să mai arăt una aici în colț. Ia uitați-vă, pe ăștia cum stă. Aștia au sigur 3 foițe la clădit. Uite cum stă. Frumos. Frumos margine. Hai să scot marginea. Pot scot marginea. Dacă o scot marginea, o să vă dați seama ce-i mijloc. La stupul ăsta pot să-l completez nici vorbă. Ia uitați la foiță ce-a făcut în margine. Se vede? Nu e o oatenă? Ia uitați-o și partea asta. Deci e plin. Eu am observat că la foițele din margine au început să fugă de ele, dar când nu mai are încotro, stă. Vă dați seama cum e în mijloc. O să vă arăt acum la unul care l-am arătat în filmare. Deci aici și la asta 3 rame vom interveni, că nu avem când să le plimbăm ea. Dacă aveți tu mai puțin, puteți să-i puneți o foiță, peste 2 zile altă o foiță, o ramă, peste 2 zile iarăși o ramă, peste 2 zile iarăși o ramă. Cât mai pe rând le pune, mai bine. Dar eu nu am timp, nu avem timp noi. Și uite aici am început azi la primul, așa merge și facem la toți care le trebuie să le adăugăm caturile. Uite, ăsta e stupul care o iernat pe 5 rame, deja îl știți, l-ați învățat, l-ați privit nouă dată. Ia uitați-l cum arată. Hai să ridic și o ramă întreagă, că nu arde pe adese deloc. Nu știu cum să iau, cum.
Deci ia uitați, asta e o ramă cu pliat. Uitați cât de frumos. Se vede? Destul de clar. Uitați, filmează marginea. Cum stă marginea. Deci aici nu punem rame. Aici am dat drumul în spate, în jos, nu mai avem ce adăuga. Și punem, punem sirop. Poți pui alea cu sirop. Arată-le că mai punem sirop, noi nu avem rapiță încă. Și le provocăm și le provocăm la o oată. Zer nu mai pun, că mai iau proteină din siropul anterior. Deja căutăm să umblăm cât mai rar la ei, le punem mai multe rame deodată, nu ne mai permite nici timp deja. Deci noi vom izola măcile undeva după 1, 3, 4, 5, că eu așa gândesc că la dealul cu Salcâm v-am florit pe 15 mai. Asta e foarte bun pentru noi, ia uitați Salcâm un sat cum e. Cu vreo 4 zile în urmă de-abia avea, deja i-a dat căldura a început. La deal, acum la pădure, prea puțin se vede așa înmugurit, verde. Și mai este timp încă. Mai este timp, nici vorbă. Și asta este un avantaj foarte, foarte bun pentru noi. În rest, ce să vă mai spun eu, asta am de făcut, lucrăm. Ieri nu am avut timp să lucrez și de asta astăzi avem mai mult de lucru, dar totuși am găsit un pic de timp să vă arăt ce mai facem și noi. Asta este ceea ce facem, cum o să dăm ajutor, o să vă arăt că când o să izolăm măcile, o să vă arăt. Deja lucrurile importante, cei legate de dezvoltare, v-am arătat foarte clar în detaliu cum adăugăm rame. De acum e bine să vă arăt cum izolez, vă dați seama, dar cum voi da ajutor. Sănătate și numai bine!